fotbalul la vârsta de 10 ani, la CSM Pașcani, club din orașul de unde m-am născut, din Pașcani. Am stat acolo 2 sau 3 ani, cred că nu mai știu exact, sub îndrumarea antrenorilor Dan Condurache și Damian Cătălin. Apoi m-am mutat în Iași, la noua generație Iași, sub îndrumarea domnului Liviu Petrache, actualul secundej de la Știința Miroslava, unde pot să spun că m-am format ca și junior, am făcut un pas important în cariera mea. Apoi, după un transfer nereușit, după un transfer nereușit la Dinamo, trebuia să merg la Dinamo București, unde au fost niște probleme și nu s-a reușit transferul. Am întors la Pașcani, la echipa de seniori, la 17 ani, unde am debutat în Liga a 3-a, sub îndrumarea domnului Adrian Chereși, actual principal aici la Știința Miroslava. Apoi, după alți 2 ani, cred că petrecut la Pașcani, la echipa de seniori, am făcut pasul la Liga a 2-a, la SC Bacău, unde am și debutat în Liga a 2-a într-un meci cu Rapid București. După care a venit transferul la Știința Miroslava, în iarna anului trecut. Încă de mic, părinții mei, de fapt tatăl meu și fratele meu, au fost pasionați de fotbal încă și așa am fost crescut și de mic mi-am dorit să ajung fotbalist. Un vis care, pe de o parte, mi s-a împlinit, dar mai am mult de muncă ca să ajung acolo unde îmi doresc. Jucătorul meu preferat este Cristiano Ronaldo, pentru munca și devotamentul său din teren. Bineînțeles, și Messi este un jucător excepțional, dar foarte talentat. Îl apreciez pe Cristiano Ronaldo pentru munca pe care a depus-o ca să ajungă unde este acum. Și acum, de curând, este noul jucător al celor de la PSG, Mbappé, care chiar dacă este mai mic ca mine de vârstă, este un model pentru mine. Echipa favorită este Manchester United. Îmi place foarte mult fotbalul din Anglia și Manchester este echipa mea favorită. Pe lângă, am mai avut Juventus când eram mic, chiar și Real Madrid, dar Manchester este în top. Cel mai important moment din cariera mea, să o luăm cronologic, a fost debutul în Liga a 2-a contra celor de la Rapid, când o galerie numeroasă s-a deplasat la noi la Bacău. Și a fost un sentiment unic pentru mine când am intrat atunci. I-am auzit pe toți cum cântau. Drugă. Centrarea lui Drugă foarte bună și este gol. Și l-a păcărit pe Botaș. Bacăul egalează în minutul 91 prin golgheter. Apoi, bineînțeles, a fost promovare de la meciul cu Mercurea Ciuc, unde am jucat cu stadion arhiplin, care își încuraja o echipă adversă și am reușit o promovare incredibilă și de care sunt foarte mândru. Cel mai urât moment din carieră, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut parte de accidentări notabile. Am avut una la spate când eram mic, dar mi-a trecut și nu e nicio problemă. Au fost unele rezultate mai rușinoase. La fel, am avut unul la Pașcani, când am luat bătaie cu 5-1 de la Vaslui. Și bineînțeles, rezultatele mai la scor care le-am avut în tur aici la Știința Miroslav. Visul meu, vă dați seama, fiecare fotbalist își dorește să joace în Champions League, dar ca să o luăm mai real, mi-aș dori cât mai repede să debutez în Liga 1 și să fac pasul. Pas cu pas să o iau și să ajung un fotbalist cât mai bun. Fanii sunt foarte importanți pentru noi ca și fotbaliști, ne oferă un sprijin moral și în timpul meciurilor. Îi așteptăm un număr cât mai mare, cum au și fost la noi la Știința, chiar anul trecut, când ne-au luptat la promovare, ne-au susținut și în deplasări și chiar ne-au ajutat foarte mult. Nu suntem noi, nu avem un public foarte, foarte numeros, dar cei care sunt ne încurajează și le mulțumim pe această cale.